situația este bună, dar suntem într-o situație care poate duce la unele greutăți. Cerem ajutor urgent cu forțe ale aviației, blindatelor și transportoarelor. Helicoptere. Teza oficială a fost că unitatea militară de la Târgoviște a fost înverșunat atacată încă din primele clipe de către forțele fidele, securiști teroriste. Am făcut o anchetă cât se poate de serioasă. Am discutat cu foarte mulți militari din cadrul unității militare, am discutat cu elemente cheie de la Târgoviște și vă pot spune cu titlu de certitudine asupra unității militare de la Târgoviște, unde a fost reținut Nicolae Ceaușescu, nu s-a tras nici măcar un singur cartuș. Am proprietatea termenilor, nici măcar un singur foc de armă. Totul a fost invenție diseminată prin intermediul TVR. Poporul român credea că acolo se duce o luptă înverșunată pentru eliberarea lui Nicolae Ceaușescu de către securiști teroriști. Este total fals, nu s-a spart nici măcar o fereastră a unității. Aveți probe? Probele sunt în sensul că am discutat cu militarii din interior. Și o altă probă cât se poate de relevantă este că s-a făcut o comisie de cercetare la Târgoviște, a cărei muncă s-a concretizat într-un raport militar, raport militar desecretizat, unde se spune că nu s-a tras și că a fost o dezinformare cruntă referitoare la atacul unității de către forțele fidele. Mai mult decât atât, comandantul Chemenici, pentru a fi credibil cât de cât în dezinformarea la care a contribuit, în ianuarie 90 a dat ordin zugravului unității să deseneze cu rigip sau cu camciocul pe peretele exterior al unității urme de gloanțe, să pună ca și când acolo tencoiala ar fi sărit ca urmare a impactului cu proiectilul și vezi, doamne, el a stupat găurile respective. Am discutat cu acel zugrav, ca martor, l-am identificat, acum este un om cu anumită vârstă și a povestit cu umor, chiar cum cu toții râdeau în unitate atunci când s-a primit acel ordin. S-a luat legătura cu ambasada sovietică care ne-a promis ajutor militar imediat, întrucât agenți străini și-au permis să trimită elicoptere cu oameni înarmați cu scopul de a distruge ceea ce poporul român a cucerit. Domnule general, ați instrumentat dosarul Revoluției din decembrie 1989. Dosarul a ajuns în instanță și cumva a fost reîntors din instanță, iată, după 33 de ani. Puteți să spuneți ce s-a întâmplat? După întocmirea rechizitoriului, dosarul a fost trimis către Înalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a stabilit termen în vederea desfășurării fazei de cameră preliminară. Iar în ianuarie, parcă sau februarie, în mod surprinzător, instanța din oficiu a invocat excepția necompetenței spre a judeca această cauză. Spun că, în mod surprinzător, deoarece nici chiar avocații inculpaților nu s-au așteptat la o asemenea răsturnare de situație, știu asta de la sursă certă, nu le-a trecut prin cap nici chiar lor să solicite, să invoce această excepție, o excepție care, repet, a fost invocată din oficiu, iar la următorul termen, judecătorul de la Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus declinarea către Curtea de Apel București a cauzei, considerând că nu Înalta Curte este competentă în a soluționa cauza. Am hotărât să ne constituim în Frontul Salvării Naționale, care se sprijină pe Armata Română și care grupează toate forțele sănătoase ale țării, fără deosebire de naționalitate, toate organizațiile și grupările care s-au ridicat cu curaj în apărarea libertății și demnității în anii tirariei totalitare. Scopul Frontului Salvării Naționale este instaurarea democrației,
libertății și demnității poporului român. Deci au stabilit că n-ar fi de competența în altei curți de justiție? Au considerat că Ion Iliescu și ceilalți inculpați, mai precis Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus, au fost simpli membri CFSN, cu alte cuvinte, nu membri ai unui guvern care a fost acel CFSN. Calitatea de membru al guvernului atrage competența în alte curți de casație și justiție. Însă, atunci când i-am trimis în judecată pe cei trei, am luat în considerare și opinia celor trei mari facultăți de drept din Timișoara, care, în materiale deosebit de elaborate, au argumentat că CFSN a fost și un veritabil guvern al României încă din 22 decembrie 89, întrucât CFSN a emis decrete legi, a guvernat CFSN România și a subordonat toate ministerele, inclusiv cele de forță. Decretele au fost imediat aplicate pe întregul teritoriu al României. Ion Iliescu era președinte al CFSN și el a fost trimis în instanță și ca șef de stat, dar și ca membru al guvernului care a fost acel CFSN. Și n-am luat în calcul doar opinia facultăților de drept, ci și opiniile altor specialiști, dar mai ales m-am raportat la efectele juridice ale decretelor și decretelor lege emise de CFSN. CFSN însemnând Consiliul Frontului Salvării Național, condus de Ion Iliescu și ceilalți factori decidenți, printre care și Gelu Voican Voiculescu. Din acest moment se dizolvă toate structurile de putere ale clanului Ceaușescu. Guvernul se demite. Consiliul de stat și instituțiile sale își încetează activitatea. Întreaga putere în stat este preluată de Consiliul Frontului Salvării Naționale. Practic singura organizație la momentul respectiv care conducea România. Singura structură statală care și-a subordonat toate ministerele, începând cu cele de forță ale statului. Pentru că Ministerul de forță, adică Ministerul Apărării. Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, care îngloba securitatea statului și gărzile patriotice. Toate au fost subordonate conducerii Ministerului Apărării Naționale. Tot în 22 decembrie a fost instituit Consiliul Militar Superior, care a fost condus de asemenea de Ion Iliescu în calitate de președinte. De aceea, peste tot, am spus că Ion Iliescu, începând cu după amiaza zilei de 22 decembrie, a fost șeful politico-militar al statului român. N-a fost doar președinte din perspectivă politică, dar a fost și comandantul suprem al forțelor armate și s-a comportat ca atare pentru că a instituit tribunale militare, printre care și tribunalul militar, care urma să-l judece pe Nicolae Ceaușescu și pe Elena Ceaușescu, a demis general, printre care pe generalul Gușă, care din calitatea lui de șef al statului major a fost demis de Ion Iliescu și trimis la Cluj-Napoca pentru că generalul Gușă a devenit incomod noii puteri. Prin opoziția lui la venirea armatei trupelor URSS, dar și prin alte opoziții personale la adresa lui Ion Iliescu și a anturajului lui. Și exemplele pot continua. Cine știe, mă? Ia vă slușe. Încă nu s-am numit ministru apărării, ține loc șeful Marius Stamelor. Și Bucura Pesti, da? Ascultă-mă ce spune, eu nu vă... Gata, trebuie. Sunt alte chestii. Ați acest ajutor. Spuneți ce să le spun. Nu s-a cerut niciun fel de ajutor. Nu avem nevoie de nimic. Nu ai nevoie de nimic. Ați scazal general Gușă. Da. Nimată niciva. O nas vsio fruca. Nașe fruca. Народнує. Noapte bună. Dobrý pět. Deja s-a rezolvat toate treburile, nu avem probleme. Știți cu certitudine că generalul Gușe în timpul evenimentelor din decembrie s-au opus venirii trupelor Uniunii Sovietice în România? Da, pentru că în 23 decembrie, știm cu toții, a fost acea chemare a trupelor sovietice, chemare care s-a realizat din biroul ministrului apărării, de față fiind Ion Iliescu, generalul Nicolae Militaru, generalul Nicolae Eftimescu, Silviu Brucan, dar și șeful comandamentului infanteriei și tancurilor, generalul Hortopan. Aceștia au fost cei care, conform legislației de atunci, au săvârșit
infracțiunea de trădare, pentru că solicitarea de ajutor militar fără încuvințarea Marii Adunări Naționale sau cum ar fi a Parlamentului reprezenta infracțiunea de trădare, infracțiune prescriptibilă, necercetată vreodată, deși atunci când am făcut ancheta începând cu 2016, probele privitoare la această chemare au fost evidente. Revenind la comportamentul lui generalului Gușă, vă pot spune că efectul acelei chemări a fost că în după amiaza zilei de 23 decembrie, la toate cele 5 puncte de trecere a frontierei cu URSS, s-au prezentat omologii sovietici împuterniciți de frontieră de partea sovietică. Toți au cerut permisiunea de a intra cu trupe pe teritoriul României ca urmare a faptului că știau că noua putere de la București a solicitat venirea trupelor. Însă, există dovezi în acest sens? Da. Sunt toți martorii audiați și sunt și documente militare care vorbesc despre această situație pe care o expun pe scurt acum. Însă, partea sovietică a dorit totuși respectarea legalității, iar conform statutului tratatului de la Varșovia, din care făceam parte, persoana care în mod oficial putea solicita intervenția trupelor sovietice era la momentul respectiv exclusiv generalul Gușe în calitate de șef al statului major. O mai putea face ministrul apărării Milea, care, după cum știm, s-a sinucis în dimineața zilei de 22 decembrie și încă nu a fost numit oficial cu decret succesorul lui ca ministru. Deci în data de 23 decembrie, singura persoană oficială care mai putea permite pătrunderea trupelor sovietice era generalul Gușe, care, auzind că de la Ministerul Apărării Naționale, Ion Iliescu și anturajul lui au solicitat ajutorul, s-a opus vehement, a sunat pe frontieră, a dat ordin ca în caz de pătrundere trupele de grăniceri să deschidă focul, lucru care s-ar fi întâmplat. Am discutat cu militarii români care la vremea respectivă își desfășurau activitatea pe frontieră și cu toții au spus că erau hotărâți ca în caz de pătrundere fără autorizație să tragă. Un comportament la fel de lăudabil l-a avut și generalul Geantă, care era șeful trupelor de grăniceri și care împreună cu generalul Gușe au reușit împiedicarea pătrunderii acelor trupe, pătrundere care, dacă s-ar fi întâmplat, ar fi generat un rău imens pentru România pe termen lung, pentru că vă puteți imagina ce ar fi urmat dacă pe teritoriul României veneau, ca în 44, trupele sovietice. Veneau ca urmare a chemării, dar nu se știe când plecau. Acum asta este o supoziție personală. Manifestări pașnice ale oamenilor muncii au avut loc la turnul Măgurele, la Zilnicea și Roșiorile Verde. La schela de producție petrolieră Videle, activitatea se desfășoară în condiții normale. Balconul, puteți vorbi! Să ne reîntoarcem la înalta curte. Între declinarea competenței către Curtea de Apel, adică către o curte inferioară de justiție, au mai fost niște termene în care înalta curte, membrii completului... Nimeni nu și-a pus problema lipsei de competență. Nu și-a pus problema, mai mult decât atât, au luat și niște decizii. Au hotărât ca anumite probe din dosar, din rechizitoriu, să fie scoase pentru că nu sunt legale. Vă referiți în mare parte probabil la stenogramele obținute de Comisia Senatorială de Studiu pentru evenimentele din 89. De anchetă. Atenție, comisie de anchetă. O comisie a Parlamentului României, comisie din care făceau parte reprezentanții tuturor partidelor parlamentare de la acea vreme, comisie care a lucrat în procedură solemnă cu depunere de jurământ, cu stenografierea declarațiilor, cu înregistrări. Au fost înregistrări audio. S-a lucrat foarte bine, munca acelei comisii este impresionantă, s-a spus în mare măsură adevărul despre cele desfășurate în decembrie 89, însă, și asta este un aspect bizar, munca acelei comisii a rămas secretizată până în 2016, când echipa din care am făcut parte a cerut desecretizarea. Cu alte cuvinte, munca Parlamentului României, a poporului, pentru că asta este Parlamentul, reprezintă poporul român, a fost ținută la secret
Pentru că poporul nu trebuia să afle ceea ce s-a spus acolo. S-au spus lucruri deranjante, inclusiv despre trădarea săvârșită în 23 decembrie cu ocazia solicitării de ajutor sovietic. Acolo s-a spus și cine a făcut diversiunea, acolo s-au spus și cine au fost de fapt acei teroriști, care de fapt n-au existat sub nicio formă. Gelu Voican Voiculescu acolo a spus cu dezinvoltură că diversiunea au făcut-o cadrele superioare din cadrul armatei pentru că aceste cadre au garantat lui Ion Iliescu preluarea puterii în stat, iar Ion Iliescu, în virtutea unui pact cu vârfurile militare, avea misiunea să șteargă cu buretele, astea sunt cuvintele lui Voican Voiculescu, să șteargă cu buretele represiunea făcută de șefii de direcții militare din cadrul MAPN până la data de 22 decembrie. Pentru că se știe, orice om care a trăit acele momente dramatice pentru istoria națională știe că în stradă, și acum hai să ne referim doar la București, represiunea din noaptea de 21 spre 22, blindatele MAPN sub comanda directă a ministrului Milea au spart baricada de la Inter. Acolo au fost produse foarte multe victime, cele mai numeroase trupe scoase în stradă au aparținut MAPN, au fost și cei de la MIDSS neîndoielnic, au fost și unii de la gărzile patriotice, dar cei de la armată, în virtutea acelui pact despre care a vorbit Voican Voiculescu și despre care am aflat administrând vastul material probator, toate probele au mers spre ideea existenței acestui pact. Cei de la armată au fost exonerați de răspundere pentru represiunea săvârșită împotriva poporului român și când spun cei de la armată, spun la vârfurile decizionale militare, nu la militarii de rând care au fost în stradă și care au fost de bună credință, care n-au avut ce face și au fost nevoiți să execute ordinele, pentru că așa funcționează armatele lumii. Când primești ordin de la ministrul apărării care este în stradă și de la ceilalți generali, nu ai posibilitatea într-o armată, în orice armată, dar cu atât mai puțin ai posibilitatea să te opui într-o dictatură, cum a fost în România până la 22 decembrie. Multă vreme s-a spus că la baricadă a tras armata. A fost demonstrat că dacă armata ar fi folosit mitraliere de pe tancuri împotriva noastră, corpurile, cadavrele ar fi fost pur și simplu sfâșiate. E un lucru demonstrat. Deci nu a tras armata cu tancul. Armata a mobilizat la ordinul lui Vasile Milea, avem mărturia unuia dintre elevii ofițeri, ofițerii elevi de fapt, ai Academiei Militar de Comandă, așa numită Academie de Comandă, au fost mobilizați atunci 400 și au fost aduși în jurul orei 7 seara, 6-7 seara, cu ordin de adică echipați și cu ordin de să fie pregătiți inclusiv deci pentru trage. Și cu gloanțe de război. Și cu gloanțe de război. Mărturiile ulterioare sunt destul de clare, și anume că Vasile Milea a dat ordin să nu tragă ofițerii. El nu avea niciun fel de influență asupra securității sau miliției, ci asupra celor pe care i-a dusese el, adică ofițerii elevi. Ei nu au primit ordin să tragă și n-au tras, dar au fost martori la măcelul care a avut loc acolo. Vorbiți de baricadă. De baricadă. Putem să vorbim puțin mai devreme de baricadă? Că mai devreme? Mai devreme de baricadă, un pic mai devreme, că s-a tras mai mult timp la... În piața universității? Nu. Poftim? La Câmpineanu, acolo, cine a tras? Nu, eu nu știu despre ce vorbiți. Păi vă la spun eu, la ora... Eu am fost acolo. Eu vă spun că primele... Dumneavoastră spuneți de baricadă, care a fost la o altă oră. Dumneavoastră spuneți înainte că de... nu s-a tras la baricadă. De către armată. Asta este ceea okay, ce arată... Dar asta nu înseamnă că armata n-a tras în 21 decembrie piața universității. Unde?
Că eu nu știu. Petre Roman pretinde că nu armata a tras în noaptea de 21 decembrie 1989, așa, pretizând că a fost unul dintre cei care au participat la revoluție la baricada de la Inter. Nu a tras doar armata, asta spun și eu. Au nu, a spus că nu a tras armata. Eu zic că probatoriu a demonstrat că au participat la represiune toate forțele armate ale României. MAPN, DSS, MEI. Petre Roman, în calitate de martor, a fost audiat de mine și a spus așa. Nu cred în fenomenul terorist, nu au participat nici militari din afara țării, fenomenul a fost intern și a fost generat de unii generale armatei române care aveau tot interesul să iasă din vizorul opiniei publice pentru represiunea făcută până la 22 decembrie. Asta este declarația pe care am redat-o aproape integral din memorie. Da? Deci au făcut-o acele funcții de conducere din cadrul MAPN, zice Petre Roman, care au avut tot interesul să iasă din atenția opiniei publice ca urmare a represiunii făcută până pe 22. Că ulterior și-a schimbat declarațiile și că oscilează așa cum se pare că o face, nu mai este problema mea. Sub jurământ, în fața procurorului anchetator, a declarat ceea ce tocmai v-am spus. Ați intrat în dosarul Revoluției să anchetați? În 2016 august. Primul lucru pe care mi l-am impus a fost să șterg orice idee preconcepută din gândirea mea, pentru că astea fac foarte mult rău și am reușit să fac treaba aceasta. Bineînțeles, ca orice cetățean al acestei țări, trăind Revoluția, adevărat, la vârsta de 16 ani, am avut idei preconcepute. Chiar credeam în securiști teroriști, credeam, am reușit. Să subliniem că sunteți timișorean. Sunt timișorean, da. Am reușit să mă debarasez de ideile preconcepute, după care, împreună cu colegii cu care am început cercetarea, am început să o luăm de la zero, citind materialul dosarului, un material vast, care exista la vremea respectivă. Apoi am citit foarte multe cărți serioase despre Revoluție, de unde am aflat informații dovedite ulterior ca fiind reale. Am trecut la desecretizarea numeroaselor materiale de arhivă care pentru prima oară au fost desecretizate începând cu 2016. Printre aceste materiale este și munca acelei comisii senatoriale despre care v-am vorbit, cu peste 300 de persoane audiate. Persoane audiate care într-un număr mare la momentul în care am început eu ancheta în 2016 erau decedate și cu atât mai valoroase erau acele declarații, cu cât multe dintre acele persoane nu au fost niciodată audiate la parchet sau la instanță, să zicem. Acele stenograme reprezentau o mină de aur pentru oricine dorea să afle adevărul despre Revoluție. Puteau fi considerate probe în justiție? Eu zic că da, de aceea le-am trecut ca fiind probe într-o primă fază. Am spus că sunt înscrisuri, pentru că stenogramele au fost materializate în declarații. Am spus că sunt semnate, da. Și semnate, bineînțeles. Le-am calificat ca fiind înscrisuri. Înalta curte a argumentat că nu sunt înscrisuri. A trebuit să ne conformăm. Asta este regula jocului în justiție. Am mai spus-o și cu alte ocazii și vreau să o repet. Menirea procurorilor și judecătorilor este aflarea adevărului. Adevărul despre Revoluție este esențial pentru națiunea aceasta, pentru că Revoluția a fost un eveniment de o importanță covârșitoare, cu efecte la toate nivelurile care se resimt profund și în zilele noastre. Ei bine, deși menirea nobilă este aflarea adevărului, am constatat că foarte mulți procurori și judecători adevărat și-au ratat menirea în mod lamentabil și, repet, fie că au fost de rea credință, fie că au fost fricoși, fie că n-au avut chef de muncă, fie că au fost ignoranți, nici nu mă interesează care este motivul, dar cert e că mulți și-au ratat menirea. Eu aș dori ca în alta curte, instanța supremă din țara aceasta, să judece odată și să spună... Păi acum înțeleg că nu va mai judeca în alta acum curte. Acum nu, acum este cauza la curtea de apel, sper ca magistrații de acolo să dorească să judece, consider că nu este un dosar greu de judecat. Se poate. Pare că e greu. E adevărat. Iată, a trecut 33 de ani. Dacă nu vrei, e greu.
Dacă fugi de judecarea anumitor cauze, cum ar fi aceasta, atunci e greu. Îți vei găsi întotdeauna o motivație conform căreia este greu să judeci. Iar dacă îți faci meseria cu onestitate, mai ales dacă ești la înalta curte, adică instanța supremă, unde ar trebui ca toți să-și dorească să judece o astfel de speță, Revoluția din decembrie, conduitele infracționale din timpul Revoluției, pentru că au murit aproape 1000 de oameni, au fost rănite mii de persoane, au suferit mii de familii, implicațiile sunt majore la nivelul sociopolitic, chiar și economic, așa că de ce să nu vrei să judeci? De ce să găsești în permanență? De ce nu s-a judecat până la urmă? Care este părerea dumneavoastră? Acum nu mai sunteți procuror, sunteți eliberat de orice constrângeri. Eu nu sunt în mintea celui care a refuzat. Nu, dar probabil că niște concluzii ați tras și dumneavoastră. Cu experiența pe care o aveți. Nu se vrea. S-ar putea ca statul, nu se vrea. S-ar putea ca statul român în profunzime să nu dorească judecarea acestei cauze. Pentru că s-ar putea unii să considere că nu e bine ca un fost șef de stat să fie eventual condamnat pentru crime împotriva umanității. Spun eventual pentru că faptul de a fi trimiși în judecată cei trei inculpați nu înseamnă că sunt și vinovați. Eu i-am considerat vinovați, însă ei se bucură de prezumția de nevinovăție. Este un pilon esențial al oricărui stat de drept, acest principiu al prezumției de nevinovăție. Categoric, instanța trebuie să spună dacă am avut dreptate, dar să judece. Asta dar instanța se întoarce cu spatele la dosar. Ca să înțelegem. Așa puteți să-mi spuneți cine sunt judecătorii de la înalta curte? Nu e elegant să dau nume pentru, și nici nu o voi face. Rechizitoriul este făcut public. Pe site-ul Ministerului Public, oricine poate citi acest rechizitoriu. Eu îi rog pe cei care se uită la noi să citească acest material. S-a spus inițial că acuzațiile nu sunt clare, că n-au înțeles cu ce anume îi acuz pe cei pe care i-am trimis în judecată. Eu zic că sunt foarte clare acuzațiile și eu zic că s-a demonstrat cât se poate de clar faptul că noua putere politico-militară din decembrie 89 a generat și a amplificat psihoza cu teroriștii, astfel încât toate situațiile în care au decedat persoane în 89, în decembrie, sau au fost rănite alte persoane, au fost ca urmare a focului fratricid. Elemente declasate și irresponsabile, rămase fidele tiranului, au încercat să continue practica teroristă a vechiului regim, dedându-se la provocări, atacuri asupra populației civile, ucigând fără discriminare oameni neînarmați, atacând instituții publice, întreprinderi industriale, obiective militare, unități comerciale, spitale și locuințe. Am luat mort cu mort de la Revoluție și toți au o explicație în focul fratricid. Se știe exact în ce împrejurare a murit fiecare om de la Revoluție. Peste 90-95% au murit în situații de foc fratricid, adică, să înțeleagă lumea, au tras între ei posesorii de arme. Adică militarii mei APN, militarii mei uneori cei DSS și numeroși civili înarmați. Civili, adică persoane care au venit în sprijinul Revoluției și care au primit arme. Fiind păcăliți cu privire la existența securist-teroriștilor, cu scopul ca unii să fie exonerați de răspundere și totodată să poată să existe un țap ispășitor al situației pentru a se da vina pe cineva. Și cel mai convenabil era să dai vina pe securitate. În jurul spitalului se trage asupra mașinilor de salvare de către lunetiști din securitate. Armata a înconjurat Casa de Cultură, unde s-au baricadat securitatea și miliția. Lupte se duc pe strada Banatului, în zona aeroportului și în orașul de jos. Pentru că nimeni nu ascunde treaba aceasta. Securitatea a avut un rol total nefast pentru poporul român până la 22 decembrie și era ușor să-i urăști pe cei de la securitate, iar această dezinformare cu privire la apartenența la securitatea teroriștilor era foarte ușor de acceptat de poporul român. Era ușor să dai vina pentru că toată lumea accepta această situație ca fiind adevărul absolut. Ei bine, probatorul a demonstrat că nu a existat nici măcar un singur terorist în decembrie 89, că n-au existat acele forțe dornice să-l readucă pe Nicolae Ceaușescu de la Târgoviște sau, mă rog, de unde, să-l readucă la putere. Pentru că și acest scop atribuit
așa zișilor teroriști, a fost unul total nedorit de poporul român. Cu toții doream să scăpăm de Nicolae Ceaușescu. A fost un personaj care, mai ales în partea a doua a președinției lui, a avut un rol nefast. A încetat de mult să mai fie președintele României. A luat-o razna, să-i spunem așa. Și era bine, era foarte bine ca el să plece la putere. Cu toții ne doream acest lucru. Chiar și eu, ca adolescent, la 16 ani, realizam nocivitatea unui președinte precum Nicolae Ceaușescu. Ei, atribuindu-li se acest scop, readucerea lui Nicolae Ceaușescu, sigur că populația a reacționat și cu toții au ieșit în mod voluntar să apere revoluția. Adică cine semnează? Nu pot ieși de aici. Păi scrieți că nu mai trebuie. Consiliu, eu informez acum. Mai doar și cu ce vă declinați răspunderea acum? Păi atunci... A fost chemat de nenumărate ori. Ați stabilit cine a transmis prima dată informația existenței teroriștilor? Da, Ion Iliescu. În orele 19:30 din ziua de 22 decembrie. Cronologia este foarte interesantă, pentru că, discutând cu martorii de la CC, Comitetul Central, actualul Minister de Interne, din Piața Palatului. Exact. Acolo, în momentul în care Ion Iliescu a intrat într-un prim contact cu masele de revoluționari, li s-a adresat, așa cum știu toți cei care au trăit acele momente, tovarăși. Cu dragi tovarăși, momentul în care a fost huiduit. Ion Iliescu credea și crede în continuare sincer în comunism. De altfel, în prima lui luare de cuvânt la televiziune, spune că Nicolae Ceaușescu a întinat nobile idealuri. Adică el este un comunist convins, iubește comunismul, ceea ce nu este o infracțiune. Foarte bine, este alegerea lui în viață, nimeni nu are nimic de comentat. Conducători care s-au auto-intitulat conducători, s-au auto-intitulat aleși ai poporului, s-au auto-intitulat comunist, n-au nimic de a face nici cu socialismul, nici cu ideologia comunismului științific. Au întinat numai numele Partidului Comunist Român. Au întinat numai memoria celor care și-au dat viața pentru cauza socialismului în această țară. Dar în clipa în care masele de revoluționari au început să se manifeste anticomunist în Piața Palatului, în fața Comitetului Central, exact atunci apar primele diversiuni locale. În jurul balconului, în jurul intrării la CC, a început deja să se vorbească despre faptul că sunt unii care vor să fie ostili noi puteri, condusă de Ion Iliescu, și revoluționarilor, deși toată lumea trăia o euforie generalizată. Cred că existau oameni care deja lansau zvonuri primul care, da, Ion Iliescu le și cere, Sergiu Nicolaescu le și cere oamenilor să plece din piață, pentru că vin unii să facă rele pe acolo. Sergiu Nicolaescu este prima persoană care a fost probată ca săvârșit o diversiune atunci când a fost filmat, de altfel că intră în acel birou de la CC unde se aflau Ion Iliescu și noua putere și spune: am informații că sediul CC este minat, trebuie să plecăm la MAPN. Ei doreau să scape din acea împrejurare în care masele de revoluționari se manifestau deja anticomunist. Vine canonada de la ora 18, când s-a spus că, de fapt, este o neînțelegere. Este documentată secundă cu secundă. Pe Palatul Regal, de vis-a-vis de CC, au fost trimise trupe MAPN, asta este documentat. Trupe care odată ajunse dincolo, adică în Palatul Regal, au constatat că nu există nicio forță ostilă în palat, moment în care se deschide un foc generalizat și de la balconul CC-ului, comandantul militar al trupelor de la CC spune în repetate rânduri: nu mai trageți, am deschis focul, s-au tras mii de gloanțe, au murit oameni inutil pentru că dincolo sunt ai noștri, adică cine ai noștri? MAPN. Nu e nimeni, nu a pățit nimeni nimic, să ne reluăm în liniște, să ne vedem de revoluție. Ei bine, după această canonadă, Ion Iliescu merge la televiziune și are un prim discurs prin care anunță că niște trupe bezmetice ale fostei securități au atacat Comitetul Central, i-au atacat pe revoluționari și pe ei, pe cefeseniști în frunte cu el, dorind să le readucă pe Nicolae Ceaușescu la putere. Deci, tovarăși, în momentul de față există garanții că armata se află alături de popor. Sper că acest apel să ajungă la toate unitățile din țară, să ajungă și la unitățile securității și la cei din aparatul securității care au fost împinși spre această crimă odioasă. Atunci înseamnă că cei care au tras asupra celor din Palatul Regal au știut ce fac.
Trupa nu se explică. S-a primit ordin de tragere, după care totul a scăpat de sub control. Cei care trăgeau de sau jos, cei care au dat ordin au știut ce fac. Nu este ca urmarea unui ordin. A fost pur și simplu lipsa de experiență, lipsa de instruire, aducerea în piață în mod necugetat a unui număr imens de trupe, cu tancuri, cu taburi, cu infanterie, cu mecanizate, cu trupe din afara orașului, cărora treptat li s-a spus că sunt teroriști în piață și era suficient ca un militar să deschidă focul de stres, pur și simplu, pentru că erau neinstruiți, foarte mulți au fost aduși de la munci agricole, tineri de 18 ani, fără instruire. Dar nu cred că au tras fără să li se dea ordin. Ordinul nu a fost dovedit exact cine l-a dat. Dar, asta e cu totul ceva. Dar că a fost ordin, că a deschis un prim militar focul, cert e că nu au deschis focul împotriva unor teroriști și nici împotriva lor. Deci este un scenariu care s-a repetat în toată România, în marile orașe. În același perimetru au fost aduse din locuri diferite trupe care nu se cunoșteau între ele. Tuturor li s-a spus că acolo sunt teroriști, au fost puse față în față aceste trupe, după care focul fratricid era inevitabil. Cu atât mai mult cu cât în acel loc erau întotdeauna și zeci, sute, poate mii de civili înarmați. Întotdeauna chemările de trupe și dispunerea ca trupele să meargă spre anumite locații erau pe timp de noapte. Deci asta s-a repetat aproape la Indigo în toată țara. Mai mult, șeful Direcției Operații, generalul Ieftimescu, GRU între noi fie vorba. Adică da? Era agent GRU. Adică da? A serviciilor militare sovietice. A avut același gen de comportament. Ordona unei unități să se deplaseze la un punct anume, în București, de exemplu, iar trupelor deja aflate în paza acelui obiectiv de la punctul respectiv, li se spunea că vedeți că peste jumătate de oră vin teroriștii să vă cucerească, să vă omoare. Și în clipa în care veneau acele trupe chemate tot de Ieftimescu, se deschidea focul, pentru că toți credeau și celor care erau trimiși, li se spunea că acolo sunt deja teroriști. Așa a fost la Comitetul Central. Pentru că încă de la orele 17 am jurnalul de luptă, cu ordinul care este cât se poate declar. Și este probă de nezdruncinat la dosar. La orele 17, adică pe timp de zi, o unitate de mecanizate este trimisă în piața Palatului, la CC, ordinul sunând cam așa, mergeți și eliberați CC de forțele ostile teroriste care au ocupat Comitetul Central. Cine era acolo? Erau revoluționari, foarte mulți înarmați, nu era nicio forță ostilă, dar ei primesc ordin să vină să elibereze CC-ul. Asta și la ce oră? 17 și un sfert, 17 și 20, când era încă lumină și în piața Palatului nu se trăgea, pentru că focul a fost generat undeva pe la 18-20, când deja era întuneric în decembrie. Cu alte cuvinte, așa au stat lucrurile. Fostul ministru al apărării, Olteanu, a spus că, la întrebarea, l-am audiat personal, de ce a fost nevoie de toată treaba cu teroriștii? Îi spunea că mai era nevoie să inventezi un dușman, împotriva căruia să coagulezi și poporul, și toată opinia publică să fie de partea lor, adică de partea armatei și de partea conducerii politice, pentru a uni în jurul noului lider, pentru a se legitima, în ceea ce privește puterea totală în statul român. Adică totul este logic privit acum, din perspectiva celor care au executat ceea ce eu numesc a fi lovitură de stat. Dar vă rugăm să fiți atenți, să spune că elementele acestea dușmănoase, securiștii, au otrăvit apa la Sibiu, la Timișoara. Apa trebuie fiartă înainte de a fi consumată. Aceste lucruri sunt foarte importante. Vă rugăm, fiți atenți în orașele acestea și în alte orașe unde eventual se petrec asemenea lucruri. În afară de faptul că pentru marea masă de revoluționare a fost o revoluție autentică, pentru românii ieșiți în stradă a fost revoluție și este așa, așa trebuie să fie privite lucrurile, pentru că ei au făcut cu bună credință tot ce au făcut, dar în paralel a fost și, în opinia mea, o lovitură de stat militară executată ca la carte. O lovitură de revoluție. Se poate spune și că au confiscat revoluția, pentru că în ciuda... Au profitat în orice Au profitat în ciuda insistențelor fostului președinte Iliescu, conform cărora el este un emanat al revoluției. Un alt lucru pe care probatorul a evidențiat cât se poate declara este că grupul Iliescu a existat încă din 1978, un grup dizident la adresa lui Nicolae Ceaușescu, dar care dorea ca odată ce Nicolae Ceaușescu să fie înlăturat de la putere, România să rămână în sfera de influență clară a Moscovei, a Uniunii Sovietice. Întregul grup Iliescu a preluat puterea în stat, nu doar Ion Iliescu, toți. Ion Iliescu era șeful politic al grupului dizident, iar generalul Nicolae Militaru era șeful militar. Și încă din 1900,
78 și apoi la începutul anilor 80, Nicolae Militaru prefigura o răzbunare, o luptă împotriva securității, pe care o vedea ca fiind ostilă la adresa lui, în primul rând. Deci el știa că în clipa în care va veni momentul să preia puterea, această luptă va fi inevitabilă. Deci el a venit cu o idee preconcepută și s-a comportat ca atare, fiind impus de Ion Iliescu ca ministru al apărării. Scopurile grupului au fost ca Ion Iliescu să fie președinte și Nicolae Militaru să fie ministru al apărării, și s-a întâmplat. Și toți ceilalți componenți ai grupului, inclusiv 40 de generali rezerviști, cu toții dovediți a fi KGB-iști sau GRU-iști în primul rând, au fost reactivați în zilele lui decembrie 89 și repuși în funcțiile cheie ale Ministerului Apărării Naționale. De aceea, Valentin Gabrielescu, șeful Comisiei Senatoriale, a spus că, începând cu 22 decembrie, am asistat la KGB-izarea României. Și sunt întru totul de acord cu concluziile senatorului Valentin Gabrielescu. 100% a avut dreptate. Primim o informație, coloane blindate se îndreaptă de detașamente teroriști, antiteroriști, de fapt teroriști și antiteroriști. Da. Aceste detașamente de criminale se îndreaptă spre clădirea radioteleviziunii pentru rebeliuni. Ați reluat de la zero dosarul, da. Ați studiat și rechizitoriile vechi. Au fost multe rechizitorii. Conțineau... lucruri interesante. Rechizitorile au fost 114 sau 112 la număr, întocmite cele mai multe de secția parchetelor militare. Aveau și aspecte foarte interesante, bineînțeles, dar erau chestiuni punctuale. Erau trimise în judecată persoane pentru acțiuni concrete, individuale, la Revoluție. Pe când eu, când am făcut ancheta după 30-33 de ani, am mers la cupolă, la conducerea politico-militară, la factorii de decizie politico-militară. De ce doar la ei? Doar la ei, pentru că în alta curte de casație și justiție a impus ca cercetarea să fie făcută având ca încadrare juridică infracțiunea de crimă împotriva umanității, asta în 2016. Așa am făcut. Trebuia de altfel să ne conformăm indicațiilor, dispozițiilor în alte curți. Crima împotriva umanității este imprescriptibilă și când vorbim despre crimă împotriva umanității, mergem automat la statutul TPI, Tribunalului Penal Internațional. Statut care arată cine poate fi acuzat de crimă împotriva umanității și se spune că liderul politico-militar care cunoaște în ansamblu situația și care are posibilitatea de decizie este cel care sau cei care pot fi trimiși în judecată cu astfel de încadrare juridică. Dar totuși, în alta curte, luând această decizie, în baza căreia ați făcut ancheta și rechizitoriu, nu cumva a exonerat de la vinovății oameni care au fost sub conducerea mare? Nu se poate spune asta. Într-un stat normal, cum România nu a fost, nu știu dacă e, asta este discutabil, cei care în mod individual au săvârșit infracțiuni de drept comun, eu știu, omor calificat, omor deosebit de grav, ar fi trebuit cu toții cercetați și trimiși în judecată în caz de vinovăție în anii de după Revoluție. Da. Lucru care s-a întâmplat parțial, adică într-o foarte importantă măsură, colegii mei din acele perioade și-au făcut treaba. Și-au făcut treaba cercetând și eventual... Însă, în virtutea pactului despre care vă vorbim... Eventual declarându-i nevinovați, cam singurii, așa. Singurile la mea APN care au fost cercetați, au fost cercetați începând cu anul 1996, moment în care Ion Iliescu a pierdut puterea. Pentru o perioadă de 4 ani a fost președinția lui Emil Constantinescu, după care a revenit în 2000 Ion Iliescu și din nou s-au blocat cercetările. Tot în virtutea pactului. Ion Iliescu avea pactul cu cei de la MAPN să-i exonereze de răspundere și asta s-a întâmplat. Deci dumneavoastră ați făcut rechizitoriu doar pe ceea ce s-a întâmplat din 22 decembrie. Da. Pentru că... Nu pentru că așa am vrut, ci pentru că... Deși am constatat că și înainte de 22 decembrie factorii de decizie politico-militară, vi pot enumera, au săvârșit crime împotriva umanității și înainte și după 22, realitatea faptică a fost că doar cele 3 persoane se mai aflau în viață la momentul în care eu am întocmit rechizitoriu. Nu puteam trimite în judecată persoane decedate, este cât se poate de evident. Dar dacă ar fi trăit, acele persoane ar fi fost trimise și pentru ce s-a întâmplat înainte de 22 adică decembrie. Dacă Ștefan Gușa ar fi trăit, ar fi fost trimis în judecată? Cercetarea față de el
a arătat că a avut o implicare la, la Timișoara, cât se poate declara. Acum, sau, bine, Stănculescu a fost condamnat. Stănculescu, generalul Stănculescu a fost condamnat, știm cu toții, pentru Timișoara. Tot pentru Timișoara a fost condamnat și Iulian Vlad, șeful securității. Au fost condamnat și foarte mulți și, și Chițac, sigur că da. Dar dacă ar fi trăit anumite personaje, cum ar fi fost generalii Eftimescu, Hortopan, Logofătu, Silviu Brucan, de exemplu, generalul Mocanu de la apărarea antiaeriană, au fost foarte mulți care au fost arătați de probatoriu ca fiind autori ai crimei împotriva umanității, doar că asta este, asta este realitatea pe care a trebuit să o accept, au decedat. Și atunci singurii aflați în viață la momentul întocmirii rechizitorului au fost cei trei. Ați spus că s-a pus la cale un scenariu. Da. Bine pus la punct. Am spus că în seara zilei de 22 iunie Iliescu iese și îi arată pe securiști ca fiind teroriști. După care, asta este prima. Prima, dar în, mod în următoarele zile, în mod repetat, au fost emise comunicate tot de către Ion Iliescu, fie direct la televizor, fie în scris, fie prin intermediul radioului, fie prin intermediul presei centrale, prin care li s-a atribuit securiști teroriștilor comportamente absolut abominabile. Adică erau prezentați ca fiind de o cruzime fără margini, omoară copii, fac nenorociri, intră în case, otrăvesc, aruncă în aer, cu scopul de a readuce pe Nicolae Ceaușescu. Este total fals. Nimeni nu a făcut absolut nimic pentru a-l readuce pe Nicolae Ceaușescu. Dați-mi niște elemente ca să susțineți lucrurile acestea. Păi, sunt multe. Hai să luăm la Târgoviște, de exemplu, este cel mai simplu. Da? Ceaușescu este introdus în seara zilei de 22 la Târgoviște, după ce în prealabil a stat aproximativ 2 ore și jumătate în birourile șefului securității Dâmbovița. Reținut? Nu reținut, era acolo, el în fapt era reținut, dar el credea că e încă șef de stat și se comporta ca atare. Cerea, impunea, dar nimeni nu l-asculta. Cei de la securitate și MEI au informat imediat la București că se află la ei. Revoluționarii nu știau că este, de fapt, lângă ei, în clădirea Inspectoratului Județean de Miliție. Se ia legătura cu noua conducere la București. La București se hotărăște ca să fie trimiși cei doi ceaușești la unitatea condusă de Chemenici, colonelul Chemenici, la vremea respectivă, unitate militară. Sunt introduși în unitate cu un autoturism Aro al securității, nu al altcuiva. Revoluționarii au aflat abia mult mai târziu că ei se prim, ceaușești erau sub nasul lor, să zic așa. Dacă securitatea ar fi avut cel mai mic interes să-l salveze pe Nicolae Ceaușescu, o făceau cât încă era în mâinile lor, dar au vrut să scape de el, pentru că de la București s-a luat decizia că Nicolae Ceaușescu este istorie. L-au abandonat, s-au trădat, interpretat cum vreți dumneavoastră, toți cei de la securitate, începând cu generalul Vlad, apoi cu generalul Neagoe, care trebuia să-i asigure securitatea personală ca șef al direcției a 5-a, toți ceilalți șefi de direcții din cadrul securității, Rațiu și așa mai departe, au trecut de partea noii puteri și de partea revoluției, să zic așa. Nicolae Ceaușescu a fost introdus în unitatea militară de la Târgoviște, unde după 3 zile urma să, și, să fie executat de un pluton militar coordonat de ministrul apărării, pe care el l-a pus cu 3 zile înainte. Adică Victor Atanasie Stănculescu. Da, adică definiția loviturii de stat. Nu insist foarte mult. Mai mult, comandantul Chemenici a dat ordinul unui militar ca pe timp de noapte să urce pe un bloc turn din vecinătatea unității și să tragă în aer pentru a se vedea focul la gura țevii și pentru a avea un cât de cât de mic argument că cineva trage asupra lor. Și peste blocul respectiv au deschis focul cei din unitatea militară. Și ca să fie imaginea și mai clară, cei de la Târgoviște au fost în permanență sunați de la București, într-o situație chiar de Ion Iliescu, dar în general erau apelați de către ministrul militaru Nicolae, dar și de către cei de la direcția operației și erau speriați că împotriva lor se îndreaptă numeroase trupe teroriste, că vine peste ei un desant aerian cu 2 divizii, ceea ce era... Adică Ion Iliescu, da, și ceilalți dădeau telefoane și Ion Iliescu puneau presiune pe ei, pe cei de la Târgoviște, că vor fi atacați. Iar cei din interior au trăit o psihoză, au trăit într-o spaimă chiar foarte serioasă, că dintr-o clipă în alta unitatea urmează a fi atacată. I-au alertat pe toți militarii, au fost într-o situație de război, din punct de vedere mental. La urmă a participat fără să-și dea seama la psihoza asta sau...
Asta nu pot spune, însă cu titlu de certitudine vă pot spune că foarte mulți comandanți de unități militare, dorind să rămână pe pozițiile lor, au fost duplicitari la Revoluție, în sensul în care parcă, până când nu a fost cert. În clipa în care a fost cert că Nicolae Ceaușescu este istorie, a fost o întrecere socialistă, să zic așa, în a-și demonstra fidelitatea față de noul sistem. Și nu numai militari, asta au făcut-o și cei din presă, asta au făcut-o toți. Cu cât mai mult erau aplaudați înainte de 22 decembrie, cu atât erau mai catolici decât papa după.